Joi, 29 octombrie, în comuna Ciocănești, a avut loc ceremonia de învestire a primarului și a noilor consilieri locali. La eveniment a fost prezent și domnul prefect Alexandru Moldovan, care a adresat tuturor celor prezenți un mesaj de felicitare și le-a urat mult succes în noul mandat. Primarul reales al comunei Ciocănești a subliniat că o parte din consilierii locali nu sunt la primul mandat. Puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ciocănești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Deși ieri s-au întâlnit 100 de luni de când am depus pentru prima dată jurământul în calitate de primar al comunei Ciocănești. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a mulțumi în primul rând cetățenilor comunei pentru cum am investit pentru următorii 4 ani să conducă această unitate administrativă teritorială, să-i asigur că sunt responsabil și pe deplin conștient pe care trebuie să le trecem împreună în continuare și se asigur că voi face împreună cu consilierii locali, cu tot aparatul administrativ, toate eforturile pentru ca Ciocăneștiul să-și păstreze numele și renumele câștigat de-a lungul timpului. Spuneam, am emoții, mă rezum la aceste câteva cuvinte, iar consilierilor locali ar vrea să le aduc aminte că nu sunt niciunul dintre ei pentru prima dată prezență în Consiliu. Deci dacă ar trebui să pun o pecete pe acest Consiliu Local, aceasta ar fi experiența. Deci suntem cu toții experimentați în domeniul pe care trebuie să-l conducem de acum încolo și cred că vom lua cel mai bune decizii pentru cetățenii acestei comune, așa cum am încercat să o facem și în ultimii 8 ani de zile de când sunt primar al comunei Ciocănești. Consider în continuare că pilonii fundamentali pentru o societate rurală sunt cultura, educația, credința. Și la toate acestea trebuie să adăugăm noi, cei din aparatul administrativ, din aparatul legislativ, respectul față de cetățean, pentru că asta este condiția primordială și cerința mea numărul unu către cei care vor lucra cu mine în perioada următoare. Să dăm dovadă că respectul față de cetățean nu este un simplu slogan, vreau să fie o realitate în continuare la Ciocănești. Prima ai felicita pe doamnele și domnii consilieri locale, pe domnul Ioan și permiteți-mi să vă urez succes în îndeplinirea obligațiilor constituționale și legale care vor reveni în calitate de aleși local ai comunității dumneavoastră. Urmând să respectați cu strictețe dispozițiile imperative ale Constituției, ale legislației specifice incidente aflate în vigoare, a hotărârilor de Consiliul Local pe care le veți adopta, bineînțeles, în sprijinul comunității dumneavoastră. Rugămintea noastră este ca activitatea dumneavoastră, fie a de legiferare, fie de aplicare a actelor administrative de autoritate pe care le veți adopta sau de emite, să aveți în prim plan cetățeanul, sănătatea publică și infrastructura localității dumneavoastră, care poate fi